Biserică, doresc să cântăm cântarea de la numărul 1, cântările noi, cartea de cântări nouă. Slavă dați Domnului, căci peste regi este rege, El vie părinte și El păsul vi-l înțelege. Cântarea de la numărul 1. Slavă dați Domnului, we
Bunul nostru Dumnezeu, ne prostrăm înaintea Ta în închinare și Te binecuvântăm pe Tine din casa Ta în această dimineață. Mulțumim că avem din nou din partea Ta această oportunitate să fim ca biserică împreună, să ne închinăm, să ne rugăm, să mișlocim, să Te lăudăm, să ascultăm cuvântul Tău, Doamne, Te rog să ne binecuvintezi cu prezența Ta, să ne binecuvintezi cu ocrotirea Ta, Doamne, să ne binecuvintezi cu cuvânt și vrem să-ți mulțumim că împreună vom sta și la masa Ta în această primă duminică a anului, Doamne, dorim să avem această părtășie frumoasă și să înălțăm în toate numele Tău cel Sfânt, în numele Domnului Iisus. Amin. Vă invit să ocupați locurile și corul bărbătesc să mai dea slavă Domnului printr-o cântare. Domnul a adus această zi binecuvântată în viața noastră, Domnul să fie binecuvântat. Ne-am reîntors pentru închinare, într-o primă duminică a anului 2020. Trebuie să ne obișnuim să spunem și numărul acesta, dar parcă este mai simplu și sună frumos. Nu știu dacă sună pentru toți, dar Domnul să ne ajute să fim proaspe și tineri în omul dinăuntru, pentru că suntem copiii Domnului. Vom sta împreună și la sărbătoarea cinei Domnului. De asemenea, salut pe cei ce ați rămas cu noi mai departe în sărbătoare, în vacanță, în Florida. Domnul să vă binecuvinteze. Avem musafiri și din Naples în această dimineață. Bine ai revenit cu noi în această dimineață la închinare. Cred că fratele păstor va pleca de seară la Naples, dacă nu greșesc. Ne bucurăm că fratele păstor cu soția s-a întors și așa cum ne întreba dacă poate predica și astăzi la noi, poate. Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Viorel. Și
și dorim ca să ne hrănim împreună din cuvântul Domnului. Amin. Aici sunt două buchețele de flori, pentru că s-au născut doi copilași, Domnul să-i binecuvinteze. În partea mea stângă, așa, aici este vorba despre un băiețel în familia Chirla, David și Amanda. Am trecut, spuneau frații și am spus și-o în rândul bunicilor, s-a născut Caleb Sebastian Chirla. El este, Domnul să-l binecuvinteze. 21 de inci și nu mai știu cât, cred că 4 kilograme, da, așa, 4 kilograme. Domnul să-l binecuvinteze. Dincolo este fetița familiei Codrea, dorim ca Domnul să o binecuvinteze. Ea încă nu are un nume. Știți, ei au mers așa cum ați mers dumneavoastră cu mai mulți ani. N-au vrut să știe ce este. Și ieri s-a născut fetița lor. Domnul să o binecuvinteze. Va avea și ea un nume curând. Are 20 de inci și 11 aunți. Domnul să o binecuvinteze și pe părinților, de asemenea, un lucru care este foarte important printre noi ca și părinți este să avem grijă de părinți, mă iertați, de copii. Să-i creștem cu Domnul, să-i creștem pentru Domnul, să știm că avem această responsabilitate, să venim noi la casa Domnului, să venim la timp la casa Domnului și să-i aducem și pe ei. Mi-amintesc cu drag de unele familii din biserică și aș vrea să fie exemple pentru noi. N-a contat că au fost copii de câteva săptămâni sau de câteva luni, cu coșulețul după ei la biserică. Îi vede și acum și pe alții, cu doi, cu trei copii, unul într-un coșuleț, unul de mânuță, altul în brațe. Domnul să-i binecuvinteze pe toți și casele noastre deopotrivă. Amin. În această seară ne vom întoarce la ora 6 pentru închinare. Nu știu dacă este repetiție în această seară. Corul mic sau ora 5 va veni, da, pentru repetiție. De asemenea, la ora 12 vom rămâne pentru rugăciune, familii, frați, tineri, surori care vor să rămână pentru rugăciune. Avem această rânduială în fiecare primă duminică a anului, rămânem împreună pentru rugăciune. Trebuie pentru care spun încă o dată, pentru că am văzut că trebuie să spun de fiecare dată, când se termină închinarea, dumneavoastră care nu rămâneți să mergeți, să discutați în curte, ca noi să putem și noi începe rugăciunea și când terminăm să putem și noi să mergem acasă. Dacă nu, trebuie să așteptăm să terminați dumneavoastră toate taclalele, toate vorbele și apoi să ne începem noi de rugăciune. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Cei care ați fost plecați în vacanțe, bine ați revenit acasă, Domnul să vă binecuvinteze și un an nou binecuvântat pentru toți. Amin. În continuare, mai invit corul bărbătesc să dea slavă Domnului printr-o cântare și apoi ne vom pregăti, vom cânta o cântare cu întreaga biserică și ne vom pregăti să ascultăm predicarea cuvântului prin această dimineață, prin fratele păstor. Yeah.
răbdător, ești minunat, cu al tău popor, dar faci blestem. Cântăm împreună toți spre slava Domnului din cântarea de la numărul 66. Vreau să cânt doar despre Iisus, de iubirea, mila sa, despre jertfa de pe cruce, eu sunt liber azi prin ea. Ne ridicăm la primul verset. Să ne jertfăm pe cruce.
Cum vi se pare că sună 22-22? Frumos, 22-22. Cât sperați să prindeți anul 22-22? În veșnicie, da, da. 21-21? Tot acolo. Poate că ar avea șansă băiatul și fetița care s-au născut dacă ar trăi cât? 100 și, dacă ar trăi 100 și, atunci ar fi, ar avea șansa să prindă așa cifrele. 20-20? Am ajuns, Domnul să fie slăvit. Știți, cei care ați fost prezenți, că v-am provocat să vă gândiți la anul acesta ca la un an special. Ce v-aș propune eu în mod concret, ca minim, să vă faceți rost de vreo 40 de hârtii. Și pe 20 de hârtii, eu zic cu hârtiile așa mai clasic, mai vechi, puteți să folosiți ce doriți dumneavoastră, să scrieți 20 de tineri. Și începeți să adăugați, acum 5, mai întâlniți un tânăr, pocăit sau nepocăit, îl treceți pe listă, până la finalul anului, măcar 20 de tineri pentru care să vă rugați pe nume să aveți. Amin? Poate că unii vă rugați 20 de botezați. Și vă rugați anul acesta să se boteze minim 20. Amin? Nu prea zis, dar n-aveți credință. Dar de ce? Nu sunt nepocăiți sau de ce nu? Nu credeți în puterea Domnului? Puneți pe altă hârtie 20 de familii și începeți. O familie, două, trei, alea bune vă rugați să rămână bune, alea care trebuie să îmbunătățească, să îmbunătățească. Poate 20 de țări în care creștinii sunt persecutați. Eu acum, dacă m-ați întrebat, n-aș putea să spun 20 de țări, dar sper la finalul anului, dacă l-apuc, să pot spune, m-am rugat pentru 20 de țări în care creștinii sunt persecutați. Să aveți 20 de hârtii, cu minim 20 de subiecte, și știți ce m-am gândit? După ce scriu 20 de tineri, aș putea să fac o rugăciune specială pentru tineri și să o scriu. Noi nu prea suntem cu rugăciunile scrise, așa-i? De asta câteodată nici nu știm ce ne rugăm. Iertați-mă. Da. Vă plac psalmii? Și de ce vă plac? Că sunt rugăciuni scrise, cântări scrise și poate au fost și gândite puțin și șlefuite puțin. Eu cred că dacă unii ați venit cu hârtiuța la biserică, odată la nu știu cât timp, și ați citi o rugăciune, toată lumea s-ar mira, ar spune, uite bă, ce frumos se roagă, fără cuvinte să le repetăm. De ce? Pentru că stăm, ne rugăm, v-am dat suficiente idei pentru 2020. Care nu puteți în 2020, lăsați-le pentru 21-21. O să fie mai ușor. Vreți să rămâneți în picioare sau vă așezați? Așezați-vă, da, da, ca să nu iasă 20, ca să nu-i fiu eu primul pe lista păstorilor la rugăciune, Doamne, dă-i minte, dă-i înțelepciune, dar nu mă deranjează, da? Știți că sunt în drum spre Cuba, printre altele, de mâine, într-o săptămână, la ora aceasta, m-aș bucura să fiu în Cuba și liber. Dar asta depinde mult de rugăciunile dumneavoastră. Este un pic mai complicat decât am crezut, dar noi credem în puterea lui Dumnezeu și în puterea rugăciunii. Rugați-vă pentru noi, pentru frații din Cuba și toate celelalte lucruri care trebuie să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Și m-am gândit eu dimineață, știți, eu măcar spun asta, eu sunt un profitor. Aș putea spune, sunt chiar profitor de meserie, adică nu mă duc niciunde dacă nu profit ceva la... M-am gândit, prind în dimineața aceasta la adunare niște oameni înțelepți și să-mi dea ei niște idei. O să mă duc la frații din Cuba, spuneți-mi dumneavoastră, vă plac încurajările? Da? Dacă vine cineva la biserică și vă încurajează, vă place? Și oare la cei din Cuba, le-ar plăcea să le duc niște încurajări? No, dați-mi dumneavoastră 20 de idei, așa ca să mergem pe 20, să nu fie pe 2020, repede 20 de idei, ce ar trebui să le spun fraților din Cuba ca ei să fie încurajați? Să zică, domnule, a venit unul din România și ne-a încurajat. Tinerii, vă gândiți ce să le spun tinerilor din Cuba ca ei să fie încurajați. Bătrânii, vă gândiți, haideți repede, gata. Primul lucru, ce să le spun ca să fie încurajați?
Că vă rugați pentru dânsii. Cred că asta o să fie un motiv de încurajare. Uite, cineva se roagă pentru noi. Frumos, o să notez lucrul acesta. Freedom. Păi, care ar fi motivul de încurajare? Că Domnul poate aduce libertate și la ei? Sau că adevărata libertate este în Hristos? Ce să le spun? Amândouă. Îmi place, amândouă. Deci ar fi și ăsta un motiv de încurajare. Până se deschide mai mult sistemul, e important că e deschisă inima Domnului. Amin? Amin. Și dacă Domnul vrea la momentul potrivit, El face lucrurile frumoase și poate aduce mai multe libertate. Asta nu știu să le spun sau nu, adică le spun lor, dar mă registrează ăștia. Da, o să văd eu vis-a-vis de asta, dar adevărul este cel care l-a spus. Un alt motiv de încurajare. Eu am fost unde sunteți voi. Și prin mila Domnului, nădăjduiesc voi să fiți unde sunt eu. Da? Bun, bun, e unul personal, da? Nu vă temeți. De ce să nu se teamă? De Fidel Castro, da, dar nu se mai tem de el, da, am înțeles, da. Aș putea să, dacă le-aș spune că Iisus Hristos este același, oare ar fi un motiv de încurajare? Ce-ar înțelege ei când le-aș spune că Iisus este același? Continuă să aibă milă și de noi și de ei, continuă Iisus să fie iubitor. Continuă să fie păstorul cel bun care își duce oile. Continuă să-și protejeze turma lui. Ar fi motive de încurajare, da. Alt motiv de încurajare. Domnul nostru vine curând. Oare pentru toți ar fi motiv de încurajare? Pentru cei care îl cunosc și cei care sunt pregătiți. Că știți, copiii, noi am putea să spunem unor copii, stai liniștit, bucură-te că imediat ajunge taică-tu acasă. Ce-ar zice copilul? Asta e problema, că vine tata și eu am făcut ce mi-a zis tata să nu fac. Și dacă vine tata repede și găsește dezastru care l-am făcut aici, faptul că vine tata nu e neapărat un motiv de bucurie. Poate că așa e pentru unii creștini. Noi strigăm, vine Domnul Iisus. Păi da, da, vine, da. Mai bine ar întârzia un pic. Dar pentru cei sfinți este un motiv de bucurie. Domnul Iisus vine curând și cu El aduce și răsplată. Asta chiar este un motiv de încurajare, că Domnul aduce răsplată pentru tot ce este bun. Altceva? Speranță că Domnul poate. Nu știu dacă iau cântarea El poate, El poate, dar Domnul poate. Domnul poate să mângâie, Domnul poate să întărească, Domnul poate să mântuiască, Domnul să fie slăvit pentru toate, că El chiar poate, da? Mai vreau, că n-am ajuns încă la 20. Deci motivul de încurajare ar fi că încă valorile în ochii lui Dumnezeu nu s-au schimbat. Așa e, sfințenia încă este valoroasă, bunătatea încă este valoroasă, răbdarea încă este valoroasă, mila lui Dumnezeu încă este în funcțiune, adică este prezentă. Tot aștept să văd dacă surorile o să zică... Să duceți un dar din partea bisericii de bun miros acolo, acum. Asta nu ține de mine. Eu îl duc, dar... darurile invizibile, adică să le spun frații v-au trimis, ei tot nu miroase nimic, asta în particular, o discutați voi la comitet, da? Nu, mă gândeam motive de încurajare pentru ei. Motivul de încurajare ar fi că putem fi statornici, amin? Adică i-aș putea lămuri pe ei că în vremuri grele totuși sunt copii al lui Dumnezeu care pot rămâne statornici. Că puterea lui Dumnezeu este aceeași și El ne poate ține pe cale. Dacă le-aș spune că scripturile sunt suficiente, ar fi un motiv de încurajare. Că să știți, iau Biblia acolo
Și dacă le spune că Biblia este suficientă, Biblia este suficientă pentru mântuirea celor nemântuiți, Biblia este suficientă pentru tineri, Biblia este suficientă pentru bătâni, Biblia este suficientă pentru o viață sfântă, Biblia este suficientă pentru căsătorie, Biblia este suficientă pentru creșterea copiilor și Biblia este suficientă pentru pregătirea pentru veșnicie. Ar fi un motiv de încurajare. Da? Spuneam că mă gândeam dacă o să zică vreo soră, frate Iuga, spune-le la surorile, la soțiile din Cuba că supunerea este avantajoasă. So-so, am înțeles, da, deci asta n-ar fi chiar motiv de încurajare. Atunci din partea fraților să le spun că nevestele merită să fie iubite sau cum? Amin, amin, ați văzut, frații au fost mai pe fază, da? Dacă le-aș spune că Satan este controlat, ar fi un motiv de încurajare. Bun, dar acum stau și mă gândesc că noi spunem lucrurile acestea frumoase, sunt ele și biblice sau sunt doar lucruri ce ne plac nouă? Păi eu aș spune că de Domnul Iisus Hristos. Adică mi-aduc aminte în Scriptură că Domnul îi spune lui Petru, Simone, Satana a cerut să vă cearnă, dar eu. Păi de ce a cerut Satana? Pentru că nu poate face de capul lui că îl controlează Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Ar fi un motiv de încurajare, da? Ispitele pot fi biruite. În anumite condiții, dar pot fi biruite, da? Și în 20-20, ca și înainte, da? Nici de cum n-am să te părăsesc. Toate acestea sunt bune doar pentru cubaneji? Și pentru noi. Bine, atunci le notăm exact cum ați făcut cu hârtiile care mi le-ați dat, încă mai aștept de la unii să-mi dați hârtiile cu sugestiile pentru 20-20. Dacă vrem la început de an să pornim cu un pic de curaj, cu încredere în Dumnezeu, gândiți-vă și după masă, așa când mai aveți timp liber, gândiți-vă care ar fi motivele de încurajare pentru cei din Cuba. Și le scrieți pe hârtie și apoi la final ce scrieți? Sunt valabile și pentru noi. Și o să găsiți atâtea motive de încurajare pentru anul în care am intrat. Îmi place ideea aceasta că Scriptura rămâne aceeași, este suficientă. Și știți ce îmi place mie? Îmi place și este un motiv de încurajare că participarea la masa Domnului în mod vrednic are aceleași condiții și astăzi cum a fost întotdeauna. Poate nu ne-am gândit niciodată la aspectul acesta, poate uneori chiar ne plictisim că unele lucruri rămân la fel, dar eu vă întreb următorul lucru. Dacă, prin reducere la absurd, dacă Domnul Iisus Hristos și-ar schimba condițiile participării la masa Domnului în fiecare lună, câți am mai participa? Probabil niciunul, că pe când am vedea noile condiții, am spune, aoleo, păi eu m-am verificat după vechile condiții, am încercat să mă pregătesc după vechile condiții, acum Domnul a adăugat ceva în plus și m-a prins descoperit. Vedeți, de 2000 de ani, condițiile participării la masa Domnului sunt aceleași. Asta ar însemna că ar trebui să le știm foarte bine și să ne fie ușor să le împlinim. Mă gândeam cu câtva timp în urmă, nu mai știu exact, dacă ne-am invitat predicatori și când avem serviciu de masa Domnului, cum invităm noi câteodată în România la evenimente, la evangelizări, poate și voi aici la evenimente, și foarte repede m-am gândit pe cine n-aș invita când avem noi masa Domnului. Știți pe cine n-aș invita eu? Pe Apostolul Pavel. Deși altfel, să știți, mi-ar face mare plăcere să-l ascult pe Apostolul Pavel. Bănuiesc că și voi, dacă ați auzit după masă că vine Apostolul Pavel, ați venit la biserică, nu? Nu-i sigur, dar poate totuși ați venit să-l ascultați odată în viață. Când e vorba de masa Domnului, sigur, Pavel dacă ar veni și ar predica din 1 Corinteni 13 ar fi mai simplu, dar dacă ar predica din 1 Corinteni 11,
S-ar putea să avem o surpriză. Știți care este ideea vis-a-vis de Pavel? Că îl poți invita, el vine la biserică, îl aștepți cu toate pregătite să participăm la masa Domnului, că e prima duminică din an, și Pavel ce să facă? Să nu ne dea cina. Păi ați văzut că așa s-a întâmplat în Corint. El le spune corintenilor, fraților, azi nu luăm cina. Și le spune de ce, nu? Veniți la biserică să vă faceți mai răi în loc să vă faceți mai buni? Am mai nu știu, cine poate veni la biserică să se facă mai rău? V-ați propus vreodată să veniți la adunare să vă faceți mai răi? Dar știți că de fiecare dată când venim la adunare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și nu decidem să-L împlinim, știți că ne împietrim mai mult și devenim mai răi? Acolo nu era respect pentru biserică, nu era respect pentru frați, nu era respect nici pentru trupul Domnului, fiecare venea cu bocceluța lui și cu masa lui, unul se dădea mare care nu știu ce, și Pavel spune, fraților, în condițiile acestea, voi puteți mânca sandvișuri, dar în niciun caz nu o să fie masa Domnului. Și am zis, nu îl invităm pe Pavel la masa Domnului, că ăsta e în stare să ne trimite acasă fără să luăm. Și apoi noi am venit la biserică să luăm masa Domnului, el ne trimite acasă. Și atunci m-am gândit să invităm un alt predicator, pe Domnul Iisus, nu? Amin, Domnul Iisus. Ce ne-ar spune Domnul Iisus Hristos despre masa Lui? E adevărat că nu avem nicio predică scrisă a Domnului Iisus Hristos despre masa Lui, dar eu personal bănuiesc că Domnul nu ne-ar spune în plus față de ce ne-a spus El în cuvânt. Și o să împărtășesc cu dumneavoastră, acum la prima părtășie la masa Domnului din an, câteva lucruri care eu personal cred că Domnul ni le-ar aminti despre masa Lui. Probabil nu sunt în ordinea în care le voi spune eu, nu le voi epuiza pe toate, dar bănuiesc din ceea ce spune Scriptura că Domnul ne-ar aminti lucrurile acestea. Și cred că Domnul ar începe spunând, masa mea este ceva foarte serios. Uitați-vă la felul în care Domnul Iisus Hristos tratează momentul inaugurării mesei Lui. Și uitați-vă cum se vorbește în Scriptură, cum vorbește Pavel despre masa Domnului. Și la un moment dat spune, dacă nu o tratăm cu seriozitatea corespunzătoare, din pricina aceasta, sunt între voi bolnavi, oameni cu probleme. Pentru că nu tratăm masa Domnului la modul serios. Acum, dumneavoastră știți, noi evanghelici nu credem că pâinea se transformă în trupul lui Hristos și că vinul se transformă în sângele lui Hristos. Dar în același timp noi credem că din punct de vedere simbolic, noi odată ce ne-am rugat pentru pâine și vin, în mod simbolic ele au valoarea trupului și a sângelui Hristos. Și atunci noi ne apropiem de Hristos și suntem în părtășie cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este apropierea noastră de Dumnezeu care trebuie tratată cu multă seriozitate. Din nefericire trăim vremuri în care, să știți, foarte mulți privesc masa Domnului. Tot mai mulți privesc masa Domnului ca ceva banal, lipsit de importanță. Mie îmi plac multe lucruri la americani, dar unele chiar nu-mi plac. Și unul din lucrurile care nu mi-a plăcut la, nu știu dacă așa e, la toate bisericile americane, dar am văzut unde am fost mai de mult. Știți când era masa Domnului la ei? După masă avem și cina Domnului. După masă era un fel de vine, cine n-are altceva de făcut, cine nu merge nici în parc, nici în altă parte, nici acolo, vine după masă la masa Domnului. A fost o vreme când în istoria creștinilor, creștinii priveau cu multă seriozitate apropierea de masa Domnului. Din nefericire știți că biserica s-a și scindat pe tema mesei Domnului pe amănunte, dar asta poate pe de o parte și că o priveau cu multă seriozitate. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu
ca toate lucrurile lui, că de fapt Dumnezeu n-are nimic second hand, slăvit să fie Domnul. Nu există lucrări de mână a doua. Spun eu, și când Domnul te trimite după măgar, să dezlegi măgară, nu-i ceva second hand. Că poți să spui tu, Doamne, păi asta e lucrare pentru mine, am făcut 3 ani de studenție cu tine, să mă trimiți să dezleg măgarul. Dezlegarea măgarului poate duce la împlinirea unei profeție. Deci nimic din ce ne cere Dumnezeu nu este lipsit de importanță, în niciun caz masa Domnului nu este ceva lipsit de importanță. Să vă mai spun ceva, o să vi se pare banal, dar eu cred că Domnul bisericii de astăzi ar trebui să-i amintească că masa lui este masa lui. Acum ce am vrut să spun cu asta? Dacă ați hotărât să ne invitați la amiază, la masă, la masa dumneavoastră, ce ne-ați spune înainte? Ce vrem noi sau ce vreți voi? Ce aveți? Nu știu cum sunteți voi, poate mai sunteți din ăștia care vreți să împliniți mofturi, fițe. Dacă ar fi după mine cine vine la masă la noi, mai bine că e după nevastă. Eu le spun, la noi puteți cere ce vreți, dar nu vă dăm nimic decât ce vrem noi. Adică e masa mea și la masa mea cine decide? Eu. Eu decid dacă îți dau supă, dacă îți dau macaroane, nu-ți convine, ești liber să te duci unde vrei, să mănânci ce vrei, dar nu vii să faci figură la masa mea. E masa mea, eu decid. Dacă ți-o dau, când ți-o dau, cum ți-o dau și toate celelalte. Mi se pare absolut normal. Dar la masa lui cum e? Știți noi, deși pare atât de simplu, deși pronunțăm de atâtea ori adevărul acesta, că este masa lui, masa lui, masa lui, noi nu realizăm poate că este masa lui. Frați și surori, dacă este masa lui, ce drept avem noi la masa lui? Să modificăm sau să schimbăm? Ce? Nimic. Cineva poate spune, bă, frate, de 2000 de ani tot pâine și vin, de 2000 de ani tot așa, tot ne rugăm, tot rostim. Haideți să vă spun un lucru, e masa lui. Dacă vreți, puteți să nu o luați. Dar niciodată la masa lui nu voi putea schimba ceva. Pentru că Domnul n-a făcut masa lui ca să-mi dea mie dreptul să adaug, să scot, să spun că asta e plictisitor, asta mă depășește, pentru că e masa lui, ori particip cum vrea el, ori deloc. Apropo de asta, eu cred că Domnul ne-ar mai aduce aminte ceva care e bine și pentru noi și pentru cunoscuții noștri. Fiind masa lui, Domnul a hotărât cui o dă. Și foarte clar în Scriptură, înțelegem că masa lui este pentru copiii lui. E clar asta în Scriptură. Ca să văd cât e de clar, câți ucenici au participat la masa Domnului? 11, așa-i? Nu 12. Citiți cu atenție Evanghelia scrisă de Ioan. Când Domnul îi întinde bucățica spunând, de fapt, El este Cel care mă vinde, Iuda ia bucățica, Satana intră în el, Iuda iese afară și atunci se trece de la masa mielului pascal la masa noului legământ. Păi era și absurd, deși unii gândesc așa, era și absurd. Cum să-i dea Domnul Iisus Hristos din masa lui Iuda? Pentru că Pavel spune, fraților, faptul că avem o pâine, înseamnă că toți suntem una, suntem în același trup. Cum să spune Iisus Hristos, eu sunt una cu Iuda în care a intrat Satana? Masa Domnului este pentru copiii lui. Eu m-am gândit de multe ori, ne aducem copiii la adunare. Când trece masa Domnului, ce facem? Lor le dăm sau nu le dăm? Dar le-ați explicat vreodată la copii de ce nu le dăm? Sau numai nu punem mâna? O soră a rezolvat mai simplu, că noi când avem masa Domnului, eu pregătesc masa Domnului pentru biserică și nu știu ce corcofență pregătește și pentru copii. Știți cum e, câte bordei atâtea obicei.
Mă gândeam la altceva, inviți pe cineva la biserică. Imaginează-ți că inviți un vecin, o vecină, o cunoștință și vine în duminică când este masa Domnului. Tu până atunci ai spus, Iisus te iubește, Dumnezeu și-a dat Fiul pentru tine, toate celelalte. Când vine la adunare, ce spui? Nu pune mâna. Păi s-ar putea persoana respectivă, dacă nu-i spui nimic, să spună, ai zis că Dumnezeu și-a dat Fiul pentru mine, o bucățică de pâine, na, dar mă duc și vă cumpăr pâine pentru toată biserica, un an de zile. Cum adică n-am voie să iau o bucățică? Vedeți, noi ar trebui să spunem ceilalți, dacă ar fi masa noastră. Noi am lăsat pe oricine, oricum, am face-o să ne convină nouă, dar e masa Lui. Și pentru că e masa Lui, El a decis cine are dreptul să participe. Dar care e vestea bună pentru cineva care nu poate participa astăzi la masa Domnului? Care e vestea bună? Devii copilul lui Dumnezeu, explicăm cum, și next time, când ești copilul lui Dumnezeu, faci parte din familia lui Dumnezeu, ai drepturi depline la masa Lui. Este important să le spunem asta și copiilor, că nu e vorba că nu au voie o bucată de pâine. Sunt niște lucruri pe care le-a stabilit Dumnezeu și ele au profunzimea lor. Aici sunt curios, eu cam știu răspunsul de la români, spuneți-mi, dar nu-i cazul, astăzi chiar nu-i cazul, care ați vrut să ne invitați astăzi la masă, vă amânăm pentru altă ocazie. Eu nu refuz pe nimeni, doar amân. Și când mi-e foame odată, sun și spun, frate, pizza aia mai este la cuptor din 2020. Și, deci, puteți să ne invitați oricând și noi ne facem programări până în 21-21. Dar dacă ne-ați invitat la masă, ne-ați spune cât v-a costat masa? Nu? Deci considerați că ar fi bine eu să nu știu cât v-a costat, cât v-a costat pe voi masa. Eu cred că ar fi bine să știu. Și să vă spun de ce. Vă dau două variante. Una, să presupunem că azi la amiază cel mai bogat român din Florida sau din America, de unde vreți voi, ne-ar duce la masă. Și imaginați-vă că în timp ce am fi la masă, fratele tot ar zice, frate, vă rog să mâncați, că pe mine m-a costat $5 să vă aduc în locul acesta să mâncați. Ar fi bine să știu că el a plătit $5. Foarte bine. Să vă spun de ce. Că înseamnă că e cel mai zgârcit om de pe fața pământului. Deci el e cel mai bogat român din America. Mă cheamă la masă ca să-și facă și o poză cu mine, să o pună pe Facebook, ea că am fost cu fratele Luca la masă să laude. Și el m-a dus la un chinez din ăsta amărât și-a dat $5, că nu putu mai lesne. Pe ea spune, mă, tu ai o problemă spirituală. Pe de o parte vrei să te dai mare, e cu mândria, și pe de altă parte, care e cealaltă problemă? Zgârcenia, deci eu trebuie să mă ocup de sufletul lui, că ăsta e zgârcit, un zgârie brânză, el mă duce la masă de $5 să dea mare, păi are o problemă spirituală, da? Haideți să luăm varianta B. Ne invit o văduvă la masă. Și fratele păstor ar spune, frate Iuga, trebuie să mergem la văduva asta, că asta atâta s-a pregătit, o investit în masa asta pensia de pe 3 luni de zile. Ar fi bine să știu o lucrul ăsta. Iar că am fi bine să știu odată, să am obrazul să zic de mai multe ori mulțumesc, și apoi cumva să facem să mai recupereze sora ceva, că dacă ea și-a pus pensia de pe 3 luni acolo, ce mănâncă ea după ce plecăm noi? Vedeți, dacă noi românii suntem foarte secretoși, știți că Domnul Iisus Hristos nu este chiar secretos în unele lucruri. Se duce o văduvă și hotărăște să se închine și ea. Văduva a vrut să nu știe nimeni. Și Iisus Hristos își ia ucenici și se spune, haideți să vă dau un caz de studiu. Ei stăteau și se uitau la cei care pune în templu și spune că au venit și au pus mulți. Și probabil ucenicii, după zgomotul care aud, știți că unii așa dădeau drumul să se audă că pun la colectă, unii văd că pune cecul de $100.000, altul nu știu ce, și Domnul îi întreabă pe ucenici, zice, na, care a dat mai mult? Ce a zis Petru? Deci, ai frate, acum chiar asta e simplă. Păi ăla care a dat 100.000, el a dat mai mult. Domnul spune, știți cine a dat cel mai mult? Văduva. De ce? I-a dat
tot. Nu tot ce a avut în plus, tot ce a avut ca să mai trăiască. Și Domnul nu ține secret lucrul acesta. Îl spune ca oamenii să priceapă, să aprecieze. Acum eu vă întreb, ca noi să stăm la masa Domnului, noi știm cât l-a costat pe Dumnezeu? Nu 5 dolari și nu 5 milioane de dolari. Ca eu și cu tine să stăm astăzi la masa Domnului, pe Dumnezeu l-a costat viața Fiului Său. Ar trebui oare să creștem puțin în mulțumirea noastră față de Dumnezeu? Ar trebui când ne apropiem de masa Domnului să nu luăm ca un lucru de apucat. No, ne ducem, o mai rezolvăm, am mai bifat odată. Ca noi să stăm în liniște la masa Lui, Domnul Iisus Hristos a purtat toate stările acelea de neliniște, de tulburare sufletească. Ar trebui să nu uităm niciodată lucrul acesta. Știți, noi ca părinți, dacă am făcut sacrificii foarte mari pentru copiii noștri, știți ce așteptăm de la copii? Știți ce așteptăm? Un pic de bun simț, așa mai pe românește. Adică ai venit, ai muncit, ai făcut și când ei banalizează tot, nu-ți vine așa să spui, păi copile, tu nici în coșmarurile tale nu-ți poți imagina prin ce am trecut eu ca tu să ai astăzi ceva. Și l-ai cu piciu, a, tata, dar ce-mi te-o pus, mamă, a, asta e nimica toată. Și ce-am făcut noi pentru ei atât de mult? Gândiți-vă la ce-a făcut Dumnezeu pentru noi și cât de ușor putem banaliza, da? Să nu vă faceți probleme, că Dumnezeu a plătit de bună voie și cu bucurie. Vedeți, când vorbim despre masa Domnului, ce ne face pe noi să nu vorbim întotdeauna cu lacrimi? Două aspecte. Unu, că noi astăzi când stăm la masa Domnului și vorbim despre suferințele Lui, noi nu sărbătorim cu Iisus Hristos în chinuri și crucificat. Noi stăm la masa Domnului cu Iisus Hristos cel viu, glorie Lui. Asta ne face pe noi să ne apropiem cu bucurie, că noi știm că El a biruit și este în glorie. Asta este. Dar partea cealaltă, când Domnul Iisus Hristos vorbește despre suferințele Lui, niciodată nu vorbește ca să-L compătimească lumea. El spune, stați liniștiți, eu am putere să-mi dau viața și eu mi-o dau de bună voie. Plătesc atât de mult, dar plătesc pentru că vreau. Nu vreau să mă plângeți pentru asta. Dar vreau să mă respectați pentru aceasta. Spuneți-mi, când e vorba de masa Domnului, și asta aș vrea să înțelegem, că eu cred că Domnul ar vrea să ne aducă aminte, ce înlocuiește masa Domnului? Faptul că noi stăm la masa Domnului, ce înlocuiește masa Domnului? Pocăința o înlocuiește? Credința o înlocuiește? Botezul înlocuiește masa Domnului? Care din poruncile lui Dumnezeu sunt înlocuite de masa Domnului? Să pot să spun, vin la biserică, mă apropiu de masa Domnului, înseamnă că celelalte, cel puțin trei, le pot uita. Nu, masa Domnului are un rol clar pentru cercetarea mea, pentru sfințirea mea, pentru amintirea suferințelor Domnului Iisus Hristos, mărturia care o depun despre El, dar masa Domnului nu înlocuiește niciuna din celelalte porunci. Nu înseamnă că dacă am participat la masa Domnului, eu pot să stau liniștit acum, cal porunca aia, aia o țin numai jumătate, că vezi, Doamne, eu am participat la masa Domnului. Masa Domnului are rolul ei, dar nu înlocuiește niciun cuvânt din cuvintele lui Dumnezeu. Ce cred că ne-ar spune Domnul Iisus Hristos, asta trebuie să spună măcar unor biserici sau unor oameni din biserică, este că El a pregătit masa să o luăm, nu să ne abținem. Până o să vă explic eu ceva, vă rog să căutați în Scriptură unde spune Apostolul fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să se abțină. Da? Mai căutați. Mai...
Cum e? 1 Corinteni 11:28. Uite, o găsi sora mea. Poți să ne pui pe ecran? Să vedem unde scrie. 1 Corinteni 11:28. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să se abțină. Bun. Până atunci, să vă spun care e problema românilor. Da, o să dispară problema asta până în 21-21. Încă la români, bunicilor le place să mai pregătească câte o mâncare pentru toată familia. Au și așa să mănânce, deci nu să se abțină. N-ai găsit traducerea bună. Dar bine, mai căutați voi aia cu abținerea, mă întorc eu la babușca, la bunici, da? Și bunicile, vedeți, ne fac mofturile, știe fiecare ce nepot mănâncă, ce nu mănâncă, ce îi place, ce mestecă, ce nu mestecă. Imaginați-vă că o bunică pune suflet, face o mâncare din aia bună, la fiecare cum îi place, normal că ne invită la ea acasă, ea pune și masa și fața de masă, ea a plătit toate astea, nu știu cât muncește bunica, o zi, două, ca să ne facă mofturile la toți. Ceea ce e ok, bunicile chiar să se ocupe de chestia asta, dar bunicile încă nu s-au modernizat, asta e problema. Și încă unele bunici au câte o idee fixă, că pe când te cheamă la masă, îți spune ceva înainte de masă. Masa e gata, haideți repede, duceți-vă și spălați-vă pe mâini. Dom'le, aici eu nu le înțeleg pe bunici. Și stă nepotul, se gândește, păi zice, bunica asta chiar nu pricepe. Că ei fac calcule, știți, ca să te duci de unde ești până la baie, trebuie să faci 12 pași și jumătate. Deci tu trebuie să te duci, bine, baia e a lui bunica, făcută tot pe banii lui bunica, săpunul-i pus de bunica, prosopul-i pus de bunica, apa, cred că tot bunica o plătește, nu? Mă, dar bunica nu pricepe să faci 12 pași și jumătate până la baie și s-ar putea înapoi să fie 13 pași. Imaginați-vă că un copil sau nepot ar spune, auzi bunii, dacă eu trebuie să mă spăl pe mâini ca să vin la masa ta, știi care e problema? Mâncă-ți sarmalele, mie nu-mi trebuie mâncarea ta. Cum te-ai simți în locul acelei bunici? Ți-ar veni să suni undeva, să zici că nepotul are o problemă la etaj. Păi ăla chiar nu judecă, adică pentru el e greu să meargă să se spele, sau a fost greu și costisitor pentru bunica. Nu știu dacă se întâmplă așa cu nepoții sau cu bunicile. Știți că sunt unii creștini care când Domnul spune, veniți că toate sunt gata, dar am o dorință, vreau la masă să stăm curați. Știți că unii mai bine lasă pe Domnul cu masa lui decât să abandoneze ceva din viața lor? El să abandoneze, el. Eu vă întreb, cine ne ajută pe noi să ne spălăm de orice păcat? Cine? Deci tot Domnul Iisus Hristos este tot prețul lui. Vedeți, aici e problema. Greutatea n-a fost pentru el să plătească prețul. Greutatea e pentru cine? Pentru noi, că trebuie să ne pocăim, trebuie să ne cerem iertare, sau mai poate apărea o problemă foarte mare. Dacă Domnul ne vrea la masă pe toți și eu nu vreau să stau la masă cu verișorul meu, cum adică să stau? Dacă ne și pune unul lângă altul? Vreau să vă aduc aminte un lucru. Spuneam că e foarte simplu. Masa Domnului este masa Domnului. Dacă vrei să participi la masa Domnului, participi în condițiile Lui și cu toți pe care îi invită El. Și dacă nu-ți place vreodată de vreun frate, de vreo soră, de cineva și spui, eu cu ăsta nu stau la masă, ascultă-mă, poți să nu stai la masă, dar Domnul o să stea la masă cu celălalt. Nu se iasă Domnul cu tine pe terasă, deci aici, dacă tot am vorbit de bunici și de mămici,
Să nu vi-l imaginați pe Domnul Iisus Hristos, oricât de mult ar dori El să fim cu El la masă, să nu vi-l imaginați cu furculița și cu bucățile după noi. Că unii am fost obișnuiți, hai să-ți dea mama, hai să-ți dea bunica, hai să-i fuge. Nu, Iisus nu face așa ceva. Masa este pregătită, prețul a fost plătit, dar Iisus nu vine să împlinească mofturile nimănui, pentru că, ascultă-mă, nu Iisus are nevoie de tine, ci tu și eu avem nevoie de Iisus. Știți că unora le-a trecut prin cap când i-a chemat împăratul la nuntă, ce au zis? A, noi suntem bizi, avem alte priorități și probabil că ei s-au gândit, frate, nu ne ducem noi la nuntă, dar așa amână nunta, dar cum să se țină nunta fără noi? Știți care a fost surpriza mare pentru ei? Că nunta s-a ținut fără ei și sala a fost plină. Ascultați-mă, dragii mei, dacă noi nu vrem să fim cum vrea Dumnezeu, cerul o să fie plin și planul lui Dumnezeu se împlinește exact. Singurii care o să pierdă o să fim noi, care o să fim afară. Nu știu, cu boii noștri, cu cine o fi, ce am avut priorități, dar planurile lui Dumnezeu nu se încurcă. Poate că nu o să ne convină aceasta, dar măcar o să vă convină că e ultimul punct. Știți că Domnul nu acceptă competiție? Nu știu, corintenilor le-a trecut prin cap, poate că nouă nu. Dar Pavel trebuie să spună, fraților, dacă vreți să vă aduc aminte ceva, trebuie să vă aduc aminte că nu puteți și cu masa Domnului și cu masa dracilor. Dar noi așa ne-ar plăcea nouă să le combinăm. Un pic de aici, un pic de acolo, să decidem noi ce-i bun acolo, ce-i bun aici, când e avantajos acolo. Pavel spune, vrei cu Domnul, numai cu Domnul. Nu vrei cu Domnul, ești liber cu cine vrei. Dar cine vrea să fie bine cu Domnul Iisus Hristos și cine vrea să participe la masa Domnului ca să-i fie de folos, trebuie să știe, am ales masa Domnului, rămân cu Domnul și cu masa Lui. Așa vă doresc în anul acesta. Să fiți la masa Domnului de fiecare dată și tot să fim bine. Să fie și inima noastră plină de bucurie și inima Domnului plină de bucurie. Cine știe să stea astăzi la masa Domnului în condițiile lui, are garanția că și dincolo va fi unde? Tot la masă cu Domnul. Cine nu găsește convenabil să fie cu Domnul la masă aici, Domnul o să-l înțeleagă și nu o să-i strice veșnicia și o să-l lasă la cealaltă masă. S-a plătit un preț mare și Hristos l-a plătit cu bucurie. Și aș vrea de câte ori ne trece prin cap, că nu-i simplu, când spunem și eu trebuie să plătesc preț ca să fiu la masa Domnului, indiferent ce ar însemna plătirea prețului, nici n-are rost să-l luăm în discuție, pentru cât a plătit El să putem fi la masă împreună. Și mereu să ne aducem aminte, nu El a avut nevoie de noi, ci noi avem nevoie de El. Iar când se pune problema curăției, dacă ne apucă așa câteodată un duh ca al lui Petru, Doamne, pe mine nu mă speli niciodată, să auzim cuvintele pline de iubire, dar categorice ale Domnului Iisus Hristos. Simone, dacă nu te spăl eu, la masa mea, niciodată. Domnul Iisus Hristos încă vrea să ne spele. Ar trebui să vrem și noi și apoi să apreciem o viață curată și să ne păstrăm curați. Amin. Vom cânta o cântare și în timpul acesta ne vom pregăti să stăm la masa Domnului împreună. Cântăm din cântarea de la numărul 504.
E o rugăciune care aș vrea să o înălțăm pe melodia acestei cântări. Scumpe Iisus, ține-mă lângă a ta cruce, căci acolo e sfânt izvor ce salvare aduce. Apostolului Pavel, care le are despre cina Domnului în 1 Corinteni, capitolul 11, și aici îl spune așa, începând cu versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, orice cine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, și nu puțini dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Amin. Amin. Cuvântul acesta ne-a fost explicat în această dimineață și am înțeles bine și cei care cunoaștem ne-a fost împrăspătat acest mesaj despre cine anume și cum trebuie să te apropii la această cină. Trebuie pentru care aș vrea să păstrăm un moment de liniște în care fiecare dintre noi să putem să venim cu o rugăciune personală, în tăcere, despre viața noastră înaintea Domnului și dacă am ceva de clarificat cu Domnul în această rugăciune să o fac. Și să fiu în așa fel încât să pot să stau la masă, am fost chemat să stau la masă, Hristos ne cheamă la această masă și întotdeauna când am luat masa aceasta și am ieșit pe ușa casei de rugăciune afară, să mă gândesc potrivit rânduierii noastre, peste o lună iară voi fi la masa Domnului.
Așa să trăiesc, nu ultima zi înainte de masa Domnului, așa să trăiesc cu Hristos, ca să stau la masă, împărtășie cu frații, să fiu împlinitor adevărat al cuvântului lui Dumnezeu prin care sunt răscumpărat. Amin. Haideți să avem acest moment de liniște în care fiecare să ne putem ruga. Domnul Iisus a dat apoi o bucățică de pâine, de fapt pâinea ucenicilor care au rupt din ea, dar înainte ca să le-o dea, s-a rugat pentru ea și a binecuvântat-o. Aș vrea să binecuvântăm pe Domnul în rugăciunea noastră pentru această pâine care ne vorbește despre trupul frânt, dăruit pentru noi al Domnului nostru Iisus Hristos. Fratele Roland ne conduce în această rugăciune înaintea Domnului. Domnul Dumnezeule, venim înaintea Ta și îți mulțumim, Dumnezeule, pentru bunătatea Ta. Îți mulțumim, Doamne, că și la începutul acestui an, Doamne, ne-ai dat harul să stăm cu Tine la masă. Te rugăm, Doamne, trupul Tău să-L faci viu, Doamne, și roditor în viețile noastre. Te rugăm, Dumnezeule, să ne ajuți, Dumnezeule, să trăim tot timpul, Dumnezeule, după voia Ta. Să fim gata, Dumnezeule, să stăm cu Tine la masă oricând, Dumnezeule, pentru că este vremea, Doamne, și Tu ești aproape să vii, Doamne, și vrem să stăm cu Tine la masă și acolo sus, Doamne, în împărăție. Te rugăm să binecuvântezi trupul Tău, Dumnezeule. Îți mulțumim pentru el. Îți mulțumim, Doamne, că L-ai dat pe Golgota, Doamne, să moară pentru noi și suntem recunoscători, Doamne, și vrem să trăim, Doamne, recunoscători, Doamne, în fiecare zi. Îți mulțumim, Doamne, pentru ceea ce ai făcut pentru noi, Doamne, și Tu să fii lăudat. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile, cântăm împreună dintr-o cântare, vreme ce ne apropiem de vremea. Cântăm din cântarea de la numărul 558. Luați, mâncați din trupul meu, în suflet vă întăriți, credința voastră în Dumnezeu să fie că trăiți.
Și dându-le pâinea, le-a spus și cuvintele, luați și mâncați, căci acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Amin. Tot astfel, după cine a luat un pahar și din nou l-a binecuvântat pe Dumnezeu Tatăl și apoi l-a dat ucenicilor. Mai bine să ne ridicăm la un moment de rugăciune, să cerem această binecuvântare peste acest pahar și fratele Ion ne va conduce în această rugăciune. Domnul nostru și Mântuitorul nostru, îți mulțumim pentru harul de a fi copiii tăi. Amin. Îți mulțumim că ne-ai făcut harul să stăm la masa ta. Amin. Te rog să o binecuvântezi, Domnul. Să binecuvântezi viețile noastre înaintea ta. Amin. Și ajută-ne să ne păstrăm curați și sfinți pentru Amin. Întâlnirea cu tine. Amin. Pentru toate ne închinăm, îți mulțumim fiindcă ești Tatăl nostru. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile, mai cântăm o cântare și ne apropiem în continuare de masa Domnului. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spal în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin. Thank you.
Și dându-le paharul, le-a spus și cuvintele, beți toți din el, pentru că acest pahar este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre vărsarea spre iertarea păcatelor. Amin. În continuare ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie. Nu uităm, la sfârșitul închinării vom rămâne pentru rugăciune și cei care nu rămâne să am încoate rugămintea de a ieși, de a libera sanctuarul ca să ne putem ruga, iar la intrarea în hol sunt cărți care fratele Iuga le-a scris și prețul lor nu este un preț, dar este un cost, o donație și ceea ce se strânge va fi folosit în Cuba. Domnul să binecuvinteze și această lucrare. Amin. Cântăm din cântarea de la numărul 508. Regele vieții, Domnul meu, fiind veci glorificat, ca să nu uit coroana ta, du-mă la Golgota. Ne ridicăm la primul verset. Mulțumim, Tată Ceresc, pentru timpul acesta așa de prețios pe care l-am petrecut în locul acesta, în această primă duminică a noului an. Lasă, Doamne, ca să fie o zi, să fie clipe care să ne ducă înapoi cu gândul la Golgota, deși noi n-am fost acolo, dar Tu ai fost în locul nostru și ai purtat povara păcatelor noastre, Doamne Iisuse. Mulțumim pentru această jertfă pe care ai depus-o cu bucurie și de bună voie în locul nostru. Mulțumim că ne-ai iubit, mulțumim că încă ne iubești și ne porți cu brațul Tău atotputernic prin lumea aceasta. Lasă-o, Doamne, ca să fim încurajați de credința pe care ne-ai dat-o ca și copii urmași ai Tăi pe calea credinței. Lasă-o, Doamne, ca să îți urmăm cu credință, să fim martori ai jertfei Domnului Iisus Hristos, ori de câte ori întindem mâna spre bucata de pâine și spre paharul cu rodul viței. Iar acum Te rugăm să ne primești să venim înaintea Ta rugându-ne toți la oaltă, așa cum Domnul Iisus Hristos ne-a învățat zicând, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se.
Iisus Hristos, iubirea Tatălui Ceresc și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți de acum și până în veci de veci. Amin. Domnul să vă binecuvinteze.